Eu am vrut să văd cu ochii mei, adică ce se întâmplă aici, pentru că noi avem vizite de studiu, primim parteneri de dezvoltare, ne deplasăm și noi după hotare și eu am decis să vin să văd ca și la zona economică liberă, dar să știu ce este în regiune. Agenția de dezvoltare regională Nord este o subdiviziune a Ministerului de Dezvoltare Regională și Construcție. Noi avem Fondul Național de Dezvoltare Regională la care se aplică proiecte. Eligibilă e administrația publică locală de nivelul 1 și 2, pentru că tot ce se face pentru administrație, adică pentru cetățenii din raioane și orașe. Dar în același moment noi înțelegem că fără de dezvoltare economică noi putem să construim cât vrem. Drumuri, apedupte, stații de depurare, de tratare și mai departe, dar dacă noi dezvoltăm și nu facilităm business-ul, atunci putem noi să punem cruci pe dezvoltarea regiunii. Și reșim din asta e următoarea etapă noastră pe care noi vrem să știm ce avem în regiune, cu toate că eu cunosc așa din informații, pliante și mai departe, dar de aeroportul Marculești am auzit foarte mult. Iată, aici e perfect, am văzut în prezentarea dumneavoastră, eu am înțeles cât muncă se depune și cât este încă necesar depus. Și reșim din asta, noi cred că de comun o să încercăm undeva să... Pentru mine nu este clar încă cum noi o să mergem, da? Dar în același moment noi avem multe informații care vine la noi și reșim din asta, noi o să vedem și dumneavoastră. Și o să depunem efort ca, eu știu, pierla asta din Marculești să-l dezvoltăm mai departe. Pentru că efortul dumneavoastră ce să se vede și a echipei întregime. Și am rămas surprins chiar de ce faceți dumneavoastră aici. Și când suprapun prezentările din alte țări și... Adică dumneavoastră mergeți după un management european, știu. Asta e părerea. Mulțumesc. Da. Și eu consider că aici trebuie, da, de noi avem, sunt ministerele, da, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Ministerul Transportului și Ministerul Dezvoltării Regionale. Eu vă spun cu responsabilitate că anul 2013 și 2014 ne-a luat Uniunea Europeană în vizor și anume domeniul dezvoltării regionale și aici adică să găsim punct de tangență ca acest aeroport să fie inclus în viziunea noastră, el este inclus în strategia de dezvoltare, dar aici trebuie să vedem pașii concreți, ce facem, nu pur și simplu să fie scris pe hârtie și să vedem ce facem în următorii 3, 5, 3, 7 ani. Și din asta noi putem, partenerii noștri de dezvoltare, când văd că își fac cunoștință cu documentul care, de exemplu, e scris pe regiune, documentul care e scris pe regiune se integrează automat în documentul național, strategie de dezvoltare, și atunci noi avem un plan operațional regional pe o perioadă de timp care noi suntem obligați să-l îndeplinim, într-o oarecare măsură. Da, unii din fond, unii din alte surse, dar noi trebuie să vedem pentru ce noi ne ducem încolo, adică în direcția dată, și ce o să avem ca produs. De asta e cel mai important. Și atât noi, eu tocmai de data am venit încoace, ca să ne documentăm și să vedem ce se întâmplă aici și să ne unim eforturile împreună noi ca reprezentanți ai administrației centrale sau autorităților centrale, da, în teritoriu, administrația publică locală și dumneavoastră tot ca conducător sau ca instituții, să spunem, asta e instituții de stat, da? Da. Capital de stat. Da. Iată, aici noi putem să conjugăm eforturile și să facem un lucru bun. Și ca să înțelegeți, deci noi suntem, conform legii, suntem
întreprinderi sau de robotul internațional în București este și investitor general. Deci investitor general în Portul Liber. Portul Liber are, deci, are vedere că el răspunde de... El este obligat să dea la rezidență, minim, drumuri, infrastructura și condiții. Dar sunt proiecte care sunt deja rezidenți, care le dezvoltă parc, deci sunt companii private. Dacă, de exemplu, eu ca întreprinder de stat nu sunt foarte, spunem așa, privit bine de parteneri străini, pentru că e de stat. Deci aici trebuie să divizăm. Deci întreprinderea de stat poate să ia asupra sa, deci, iluminarea, sistemul de utilizare instrumental și gara, aerogara. În rest, sunt companii care deservesc și care au business-ul lor aici. Și aceste companii, de tot, deci, poate mai ușor o să fie ca partenerii străini să fie cuplați cu companiile private. Pentru că ei tot timpul se uită la... E de stat, că înțelegi că acolo nu are niciun viitor. Da. Dar noi, deși ținem întreprinderea ca când ne-am contrapus, spunem așa, privatizare. Deci e că acest aeroport, el, în afară de faptul că e aeroport civil, mai este și are mai are destinație, are dublă destinație, ca militar. Deci, în caz de un aeroport privat, statul nu se poate face. Da. Deci sunt unele chestii, știți, ca poligoane. Poligonul, el, păi, deci aici nu împărțim. Păi lasă-l, că poate să trebuiască o dată. El trebuie să fie. Așa și aeroportul. Deci are o destinație mai specifică. Că el poate fi transformat imediat în militar. Deci noi rezidenția am închis și rămâne aeroportul care se menține. Și să pot că ca întreprinderi de stat, noi vrem să investim în aceasta, în păstrarea elementului de aeroport și modernizare. În rest, deservirea tehnică, asta e companie privată, deservirea la sol aeronavelor, întreprinderi private, întreprinderi de construcții care construiesc. Aeroportul, el e aeroport, deci trebuie cineva să construiască. Sunt rezidenți care se ocupă construcții. Tot aceiași drumurile din interior. Ca să lucrezi pe aeroport, trebuie să fii rezident. Nu fiecare poate să vezi toate lucrările, cei care lucrează pe aeroport, trebuie să fii rezident. Deci, sunt mai multe companii care, cred că cu timpul noi, ele o să-și deschidă singurile planurile lor de business și o să fie incluse în planurile noastre. Dar până ce, eu vreau ca dumneavoastră să înțelegeți ce este, ce obiectiv este. Și am început de la tehnician de lui, din 92 până în trecere a fost, din 92 până în 2000 a fost inginer șef. Deci toate avioane care au zburat, s-au zburat responsabilitatea mea. Deci s-au zburat în 2000. Din 2000, deci am fost numit comandant al bazei aeriei. Și din 2000 până în 2004, fiind comandant, am început deja. Deci ideea mi-a părut atunci. În 2000, fiindcă am ajuns la o stare de final, de stupor. Când Urșelul mi-a încălzit. Când s-a început, da. Da. Și gardul zic că vieța nu era. Asta noi l-am făcut din 2000, ca gard de beton, în pe jur, 5 metri jumătate. Gard de plasă, care vizează zona de responsabilitate sporită și zona de circuit liber. Deci, tot ce e desenat aici, este cum merge sala de regulatoare de intensitate. Deci, cum sunt așezate, deci cu încălzire, cu... Cu teren barosul, așa cum... Păi el știe unde vine, el a făcut 111 aeroporturi, firma aceasta.